Faci, știi, arăți încolo. Gata, păi, începem procesul de altoire. Ce altoim azi? Măr. Măr. Măr pe M106, nu? Da. Deci, prin despicătura, în ochi dormind. Cu brișcă profesională. Brișcă profesională în luna august. Așa se face despicătura. Explică cum se ia. Intră brișca pe sub 8 cu puțin lemn, nici prea adânc, nici prea puțin. Aproximativ 2 cm jumate. Ce frumos se vede. Hai că e și lent așa. Se introduce sub coajă. Și cu puțin noroc, a ieșit mărul peste câteva lemn. Da, sper să avem noroc. Da. Acum trebuie legat cât se poate de strâns. Și când ne dăm seama că pomul este prins? În primăvara următoare, în luna martie-april, după ce se va tăia înapoi, se va desface folia și după o săptămână-două, după ce e desfăcută, va porni mugurul propriu-zis și va crește în anul următor. Să vedem și profesionistul. De la Alba Iulia. De la Alba Iulia. Briceagu. Care a altoit în jur de 10.000 de pomi numai anul acesta, la pepiniera Cornești. Aproximativ. Și aici avem patronul. Omul care dă oxigen gorjului. Domnul, știu, puteți spune ceva despre plantația asta? Da, șeful. Este o plantație unicată în județul Gorj aici. Nume marfă de calitate, băieți de excepție, aduși de la Alba Iulia, de la ferma Feneșanu. Înțeleg că lucrați cu oamenii din Alba, nu? Da, păi mai bine faci treabă cu băieții din afară decât cu ai mei din Gorj.